Pompierii din cadrul ISU Mehedinți au acționat în acest sfârșit de săptămână la stingerea mai multor incendii de vegetație uscată și a unei păduri de foioase. Pagubele s-au înregistrat și în localitățile Cervenița și Nicolae Bălcescu, unde au fost afectate 3 hectare de pădure și 1 hectar de viță de vie. De asemenea, afectate au fost și localitățile Jiana și Devesel, unde au izbucnit 2 incendii, unul la un adăpost de animale, iar un altul la o scenă construită în aer liber. Ambele incendii au fost lichidate la timp de către pompieri, fără a afecta vecinitățile. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit la un număr de 24 de situații de urgență, majoritatea dintre acestea fiind incendii, 19 izbucnite la vegetație uscată și afectând un număr de peste 230 de hectare de teren acoperit cu vegetație uscată și litieră, și alte 2 incendii izbucnite la anexe gospodărești și un adăpost de animale în 2 localități din județul Mehedinți. Salvatorii au acționat pentru acordarea primului ajutor a unui bătrân în vârstă de 70 de ani, victima unui accident rutier produs în localitatea Bucura, care a fost transportat la spital de către un echipaj SAJ. O altă persoană a necesitat ajutor medical după ce brațul i-a fost prins într-un utilaj agricol pe raza localității Comanda. Tot în această perioadă, paramedicii Smurda au intervenit pentru a acorda primul ajutor medical calificat la un număr de 40 de urgențe medicale. Pompierii le transmit celor care pun focul pe câmp că riscă amenzi de până la 2500 de lei.